Despre prima mineriadă nu pot să vă spun multe, că mai ales că eu n-am fost la niciuna, nu știu, nu rețin amănunte multe. Știu că în a doua mineriadă, când a fost 15 iunie, mă rog cât a fost atunci, știu că toți care au venit, colegi, foști colegi, că acum sunt pensionat, se lăudau cu fel de fel de aventuri ce au trăit pe acolo, da? Despre prima... Dar care era atmosfera aici în Valea Jiului, în perioada aia, martie-aprilie? Mă refer și la contextul politic. Ce părere aveau oamenii despre unii, despre piața universității, despre Iliescu, așa mai departe? Deci, în primul rând, ce pot să vă spun, că toți, aproape 80-90% dintre colegii mei de muncă, îl considerau pe Marian Munteanu un bandit, un excroc. Vă spun sincer, asta era părerea mulțor între colegii mei. Și eu zic, bă, vedeți-vă de treabă, cum să fie așa, că doar el are doar o altă opțiune decât Iliescu, decât partidul care conduce acum, că oriunde în democrație sunt mai multe partide. El e undeva către partid de dreapta. Nu știu sigur dacă chiar așa a fost, dar oricum știu că nu era de acord cu partidul care îl conducea atunci. Du-te! Și când ne-a chemat la București, cel puțin așa din auzite după aia, am înțeles că a vorbit direct cu Cosma și i-a chemat. Eu nu pot să argumentez cu nimic, cu niciun document. Din auzite tot ce vă pot spune, vă spun. Uh-huh. Așa. Dar cine a vorbit cu Cosma? Păi, nu știu, din conducere. Deci vă spun clar, știți proverbul ăla, minciună cumpăr, minciună vând. Nu, acum să nu mă vinuiesc cu nimic, dar asta e. Și când am mers atunci la mineriadă, au mers și oameni îmbrăcați în civil, dar majoritatea, cum i-a luat din timpul șutului de mină, îmbrăcați în salopete, uz, în cizme, așa i-a dus. I-a urcat în mașină și la București s-a oprit. Știu că după ce au venit de la București, bă, totul a fost cum a fost, dar nu mai suportam cizmele în picioare. Murdar, nu aveau unde să se spele. Și din câte am înțeles eu, că noaptea au dormit undeva într-o casă de cultură, oricum într-o încăpere în care erau scaune. Dar încăpere la sala polivalentă. Așa, la sala polivalentă. Că nu mai țin minte că au trecut 20 de ani de atunci. Și, na, dacă participam, poate mi-aduceam aminte mai bine, dar eu vă spun din ce am auzit. Și dintre colegii cu care am stat de vorbă, cel mai mult mi-aduc aminte de un coleg mic îndesat, dar aspru, adică cum să zic, noi spunem afurisit, încăpățânat, drăcos. Respectivul când a venit înapoi, cu asta să le dea că a bătut nu știu câți bucureșteni, dar i-a bătut, nu cum să luptă doi bărbați parte în parte. El cu coadă de ciocan și ăla nu știa cum să fugă, înțelegeți? Așa a bătut el. No. Alții se lăudau că au fost la sediul lui Rațu și au dat acolo peste bani falși, peste droguri, dar eu nu i-am crezut, nu. Că mulți nu știau ce au imprimat un zero și credeau că-s bani falși. Și cu drogurile nici asta nu mi-a venit să cred, dar ce voi credeți că drogurile se găsesc în cantități industriale pe toate drumurile? Altă chestie ce pot să vă spun, că mulți se lăuda cu capturile care le-au făcut, că au venit ajutoare, adică nu, camioane cu alimente. Și cum minerul abțin, nu și-o lua pentru el, a luat 2-3 rude de salam, 2-3 conserve și cu chestii astea. Ce să vă mai spun? Alte chestii. Dar vă amintiți ziua în care s-a plecat spre București? Unde erați atunci, în 13 iunie, când s-a plecat?
Eu am avut noroc că nu eram în șut atunci. Fusesem de noapte sau nu știu cum, că mă luași pe mine obligat. Înțelegeți? Eram acasă, cred că am fost schimbul 4, nu mi-aduc aminte sigur, dar oricum eu nu sunt de acord și la mine și nevasta, bă, să nu te apuci să te duci la București. Bine că era și părerea mea, dar nevasta mea, bă, aveam copil mic, aveam fetiță, aveam un an de zile atunci. Să nu cumva să te duci să se întâmple cine știe ce nenorocire, stai acasă liniștit. Bineînțeles că nici eu nu aveam de gând. Și apoi, cu toate că mulți îmi reproșau că nu știu ce, că de ce n-ai fost cu noi, că tu nu ești cu ăștia, adică nu sunt cu Ilescu, cu puterea, cum ar veni, că mulți ani după aia au simțit că eu sunt de altă părere decât majoritatea. Și am avut multe clinciuri cu colegi. Adică unii mă miștocăreau, mă luau la mișto, că dar după aia, mult după aia, că sărăniți, că de altă putere, că nu știu ce. Dar adevărul că niciodată n-am fost cu Iliescu. Nu știu de ce, nu l-am simpatizat niciodată. Dar de ce? De unde a venit asta? Nu știu, cum să vă zic, că poate pentru că am fost influențat de oameni cu vedere mai largi, cum este domnul Barbu. Că eu de mulți ani lucrez cu domnul Barbu. Că nu lucrez, nu sunt asociatul lui. Eu lucrez pentru el, așa. Și poate că am lucrat cu el. Am lucrat în fel de medii diferite de minerit. Și poate că de asta am fost influențat și am avut alte principii despre cum să ar trebui să conducă un partid țara. Dar cine credeți că a organizat plecarea minerilor de aici, din Valea Jiunii? Eu bănuiesc, dar nu vă pot documenta cu nimic, că totul a fost pus la cale de partidul de la conducere și Miron Cosma. Excluzând conducerea combinatului, sindicatul cu partidul la conducere, nu combinatul, conducerea combinatului. Altceva, dacă vreți să vă mai spun ceva, mai întrebați. Dar, da, tot legat de asta, de 13 iunie, spuneați că au plecat, că v-ar fi obligat să mergeți. Au fost luați obligat minerii spre București? Păi, nu mă înțelegeți. După ce că au trimis mașini, erau liderii de sindicat care zicea, hai direct la mașină, că e adevărat că mulți n-ar fi vrut să meargă. N-ar fi vrut, dar pentru că erau lideri de sindicat, haideți să mergem să rezolvăm treaba, au mers mai mult forțat mulți dintre ei. Bineînțeles că majoritatea chiar voiau să meargă. Dar mulți de nevoie, forța de sindicat, forța de colegi, așa au fost conjuncturile atunci. Și când s-au întors, cum au reacționat? Când s-au întors la București, cam cu ce? Păi când s-au întors înapoi de la București, zic, bă, nu mai merg la greve, că să stai 2-3 zile nespălat cu cizme în picioare e cel mai mare chip. În primul rând asta, au zis majoritatea. Păi bineînțeles că au fost mulți foarte tineri, chiar și eu atunci eram mult mai tânăr, cu simțul aventurii, adrenalina, știți cum îi spune cuvântul. Dar ăștia mai vârstă au fost mai calculați, au evitat pe cât posibil să meargă acolo, dar atunci au fost majoritatea tinerilor care erau angajați, necăsătoriți, fără obligații. Ce să zic, eu atunci eram și tânăr căsătorit și aveam și o fetiță mică, în 91, un an de zile aveam. Și de aia nu am mers. Adică nu am mers niciodată la București. Și știți cumva cum au plecat minerii de aici? Cu ce? Cum? Deci, pe timpul ăla erau la companie dubele, se spunea. Erau camioane de astea mari care avea acoperiș în spate, remorcă și cu niște bănci pe care transportau
muncitori de la mine la Lone la Petroșan sau de la Unicanto la Petroșan făcea navet la Valea Jiului special pentru mine și cu dubele alea au mers la, la București. Și ce credeți că au făcut? Și ce au făcut minerii la București? Că cum s-au descurcat singuri în oraș să ajungă la sediul Câmpeanu, la sediul Rațiu, la PNC? Ce să vă spun în legătură cu astea? Nu pot să vă spun decât ce am auzit variante de după aia, dar acum nici nu știu sigur că am auzit pe la televizor, că de pe la colegi, unii ziceau că au fost ajutați, că le-a zis că uite, acolo e sediul lui la PNCTD, acolo stă nu știu care și acolo e guvernul, acolo e palatul și chestii astea, dar nu, nu pot să vă spun, dacă n-am fost, nu știu. Da, da, ce ați auzit? Asta vă întrebam de la colegi. De cine le-a spus? De unde au aflat? Unde sunt lucrurile? Fiecare, unde e fiecare locație? Păi, chiar asta cu, cu sediul PNCTD, eu nu știu, dar din câte am înțeles, au fost îndrumați. De unde să știi un miner din Valea Jiului unui sediu PNCSD-ului? Eu așa am înțeles că au fost îndrumați. Dar de cine? Nu pot să vă spun, că nici ei nu știam. Zicea că erau îmbrăcați totuși în salopete. Numai că era diferența de salopete. Erau salopete noi curate, căști, alb, căști curate. Pe când în minerit nu prea întâlnești salopete curate. Nu erau oameni îmbrăcați în civil, tot în salopete, din câte am înțeles. Care îndrumau spre fiecare da, locație. Da, 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 da. Și de aici minerii au plecat cu arme, au avut arme sau l-au primit acolo? Da, au avut arme. Cozi de ciocane. Cozi de ciocane și mai aveau furtune de presiune, furtune groase așa de metru, cam de 20. E un fel de cauciuc armat cu sârmă de oțelită, foarte, foarte dure. Și s-au dus pe căpătuial, cum să spune, să răzbune pe studenții de piață de acolo. Dar nu neapărat pe ei. Tot ce le ieșea în cale și orice motiv îi dădeau în bucureștean, că dacă îi întreba de ce ai venit aici, nu mai aștepta să-i răspundă. De direct, luau la bătaie. Am ceva ce să vă spun. Dar de ce crezi că totuși au avut atitudinea asta așa de agresivă împotriva București? Au fost foarte influențați de, de mass media, de radio, de televiziune. Asta a fost în principal primul motiv. Pentru că Iliescu i-a zis că sunt golani și minerul, cum fiind așa mai călit cu munca grea și zic că lasă că mergem noi să facem dreptate. Înțelegeți? Cam asta e explicația. Deci, pe la urmă, cine crezi că este de fapt vinovat pentru răniri și pentru toate agresiunile care s-au întâmplat în 90, tot ce s-a întâmplat atunci? În primul rând, eu cred că de sus, de tot, de acolo ar trebui luați la, la rost și la întrebări. Bineînțeles că sunt și mineri de noi ăștia, nu zeloși, cum să zic, dornici de aventură, de adrenalină, care au vrut pur și simplu să distreze pe undeva. Nu că neapărat să facă dreptate. Că eu nu cred că așa se face dreptate, din punctul meu de vedere. Altceva? Cum au influențat evenimentele din iunie 90 Valea Jiului? Ce s-a întâmplat după aceea? Care au fost consecințele? Deci, Valea Jiului, eu am auzit la mass media că a creat o imagine foarte proastă României, chestia asta ce a făcut-o. Deci, sunt conștient de chestia. În schimb, minerii au avut de câștigat, că li s-au mărit salariile cât de cât. Eram printre primii în ramură cu salariile și chestiunea, dar e adevărat că a înnegrit, a pătat imaginea României cu grevile alea. În special, Valea Jiului toți știau că mergeam undeva în țară, a,
ești din Valea Jurilor, de la Miner, de la Drăcos și Arțăgos, Bătău și așa mai departe. De multe ori când mergeam în altă parte, parcă mi-era rușine să spun că sunt din Valea Jurilor, pe cuvânt de nu. Ce să vă spun? Asta e părerea mea, pe când alții se lăudau cu chestia asta. Adică? Da, că am fost, că am făcut dreptate, să băteau cu pumnul în piept, că le-am arătat eu lor, că nu știu ce. Dar care crezi că e cel mai mare rău pe care l-au făcut evenimentele respective? După mine, cred că niciodată o clasă muncitoare, de jos cum suntem noi, mineri, n-au ce căuta în politică, că avem sindicate. Nu te duci tu la București să-l dai jos pe Petre Roma, că nu ți-o aprobație, nu știu ce, dar eu cred că mai degrabă au fost conflicte între Petre Roma și Cosma, sau așa, nu că ar fi avut neapărat probleme Petre Roma cu mineri. Sau... Asta 91 și 90? Să știți că nu pot să fac diferență mare, vreau să mă crezi, dar am trecut 20 de ani. Adică nu mai... Știu, dar vorbesc de motive, că în 91 motivul a fost să-l dea jos pe Petre Roma, în 90 motivul a fost să facă ordine în viața universității. Și de asta, referitor la asta, mă refer la care e cel mai mare rău pe care l-au făcut evenimentele din 90 și cum? În 90... Cel mai rău e faptul că o clasă politică a vrut să dă o mine tot. Deci numai democrație nu s-a numit aia. Asta e părerea mea. Deci cu orice mijloace, o clasă politică a vrut să domine tot ca și cum ar fi autoritar peste tot ce se întâmplă. Dar de ce credeți că tocmai minerii? Pentru că minerii au fost duși. Cum să mai exprim? Impulsionați de sindicate, de mass media, că ce-au văzut, cum au caracterizat mass media evenimentele de atunci. Înțelegeți? Deci dacă Iliescu pur și simplu a zis că Golan, păi ce impresie să-și facă un simplu miner de aici? Dar de ce credeți că tocmai minerii din Valea Jiului, dintre toți oamenii din România au fost? Dar ce credeți că cu minerii și nu alte categorii sociale, alți muncitori? Pentru că în 90 deja minerii erau uniți sub un sindicat puternic. Dar nu neapărat Liga Sindicatului, avea un lider zelos. Asta cred că e principalul motiv și liderul respectiv a avut ceva convenții, înțelegeri cu conducerea. Asta e explicația mea. Îmi pare rău că nu pot să vă dau mai multe amănunte. Au trecut 20 de ani și dacă nu am participat direct, ce să vă...